Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim, Ciprian Voicele și părintele Mihai Alda pentru lecția de etnologie, foarte folositoare. Să știți că e o păstură nouă pentru mine. Mă întrebam la un moment dat, de ce nu sunt în spate cu fetele, cu Flori și cu Daniela Petcovici și de ce nu stau acolo la cărți, unde stăteam de obicei. Da, aveam 21 de ani când am venit prima dată în fundație. Eram un copil și domnul Filip m-a rugat să vă vorbesc despre ce înseamnă fundația pentru mine. Păi, fundația m-a format pe mine ca om. Am întâlnit aici oameni minunați. La 21 de ani nu știam nici, nu aflasem nici despre părintele Arsenie Boca foarte multe lucruri. Și nici despre istoria noastră recentă, ceea ce înseamnă comunismul. Și am făcut cunoștință cu Danu Cinescu, care pe mine personal m-a schimbat. Pe lângă Danu Cinescu, bineînțeles că am cunoscut și alți fășdiținuți politici și am citit și foarte multe cărți în materia, în domeniul acesta. Pot să vă spun ce mi-a adus fundația. Mi-a adus un soț minunat și trei copii și o grămadă de prieteni pe care i-am în suflet și pe care îi regăsesc pe mulți dintre ei în sală, cu care nu am timp să mă întâlnesc foarte des și nu, din cauza faptului că n-am timp și pentru copii și pentru prieteni, însă pe care îi port în inima mea.